componentelor, le deschizi un ghid. Ele se aplică atât pentru costurile care sunt plătite din finanțare, cât și pentru contribuția pe care o aduceți dumneavoastră, inclusiv pentru contribuția în natură. Nu o să le mai citesc eu, ele se regăsesc în ghid. Ce vreau să vă spun, că în excepție la primul criteriu de eligibilitate, pentru cheltuielile făcute în ultima lună de proiect, adică facturile trebuie să fie emise în acea ultima lună de proiect, puteți face plata în 30 de zile de la închiderea proiectului. De asemenea, când optați pentru diverse modalități de finanțare a achizițiilor, trebuie să aveți în vedere că structura și mecanismul de finanțare al proiectului este conceput de așa natură încât să asigure un flux denumerat pozitiv. Prin urmare, trebuie să aveți grijă la acestea. Cheltuielile eligibile pe proiect sunt de două tipuri mari, cheltuieli directe și cheltuieli indirecte. Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli pe care dumneavoastră, în momentul în care le angajați, știți că sunt strict pe acest proiect, știți cum sunt ele, știți cum contribuie la rezultatele proiectului, nu aveți nevoie să faceți calcule, să așteptați indicatorul ulterior pe baza căruia să repartizați cheltuielile pe proiect. Cheltuielile directe sunt costuri legate generate de persoanele implicate în proiect. Aici vorbim de resurse umane, experți și alte costuri. Costurile de transport și costurile de subsistență, costurile echipamentelor new sau second hand, costurile legate de proiect, costuri generate de alte contracte atribuite de către solicitant sau partenerii acestui an în vederea derulării proiectului, costurile generate direct de clauzele contractului, cum ar fi deschideți cont, atunci să aveți obligația să aveți cont specific pe proiect, acolo aveți comisioane, ele sunt eligibile. Auditul sunt enumerate ca exemple. Și costuri aferente reabilitării, renovării și modernizării clădirilor. Atenție, nu sunt costuri aferente unei construcții noi. Construcția trebuie să existe, să o aveți în folosință și puteți să o reconstruiți, renovați sau modernizați. Aceste costuri sunt în limita 50% din costurile eligibile directe ale proiectului. Și mai sunt eligibile costurile care nu pot fi recuperate conform prevederilor legale în vigoare. Bun. Mai există cheltuieli neprevăzute în buget, sunt acele cheltuieli pe care dumneavoastră, la momentul scrierii cererii de finanțare, nu puteți să le estimați. Pașii tip de cost. Printre acestea putem să vedem exemplu modificarea legislativă care vă poate afecta activitatea proiectului, pe care nu aveți cum să o estimați. Puteți să bugetați la acest capitol o sumă de maxim 5% din costurile directe eligibile, iar această sumă o puteți folosi numai cu aprobarea operatorului de fond. Trebuie să aveți aprobarea și pe urmă să o folosiți. O altă categorie de costuri eligibile sunt costurile indirecte, sunt acele costuri de care beneficiază mai mult de un proiect, pe care în momentul în care dumneavoastră le angajați, nu știți exact cât din acel cost este pe un proiect sau altul și pentru care aveți nevoie de indicatorul ulterior pe baza căruia să faceți repartizarea de cost pe proiect. Aceste costuri pot include inclusiv acele costuri legate de managementul organizației. De exemplu, directorul executiv, care deci derulează activitatea în relație cu toate proiectele implementate de organizație, este un cost indirect și pe baza criteriilor stabilite din ghid sau dat, acele criterii nu se potrivesc realității concrete. Puteți să aveți o altă metodologie pe baza căruia să faceți repartizarea de cost, este un astfel de cost indirect.
indirecte, dumneavoastră le puteți identifica conform publicului în două metode. Bazate pe costuri indirecte reale, asta înseamnă că dumneavoastră trebuie să aveți un sistem contabil foarte bine pus la punct, în care să se poate identifica de o manieră explicită și transparentă care sunt costurile indirecte din punct de vedere al organizației și care sunt costurile directe din punct de vedere al organizației. A doua metodologie de calcul a costurilor indirecte este bazată pe aplicarea unui procent de maxim 15% din costurile directe ale proiectului, din care se vor scădea costurile subcontractate și costurile cu serviciile externalizate. Ați văzut că în BID se spune despre activități care nu sunt dependente. Definiția activităților dependente este în codul fiscal și trebuie să țineți cont de aceasta. În principiu, o activitate independentă este o activitate care nu angajează resursele prestatorului și nu angajează resursele organizației. Aici bănuiesc că fiecare dintre dumneavoastră folosiți sau nu pe TAUR, folosiți sau nu contracte de prestări servicii în baza codului civil. Onorariile din aceste contracte trebuie să includă inclusiv costurile generate de activitatea expertului respectiv, cazare, transport, masă. În situația în care dumneavoastră îi acoperiți separat de onorariu sau de fi aceste costuri și nu sunt incluse în contract, din punct de vedere legal, activitatea devine dependentă și se impozitează ca un venit salarial. Din acest motiv, ele sunt excluse din baza de calcul, ele negenerând costuri indirecte în proiect. În cazul metodei numărul 2 de calcul a costurilor indirecte, aveți un ghid, o metodologie de calcul și, repet, în situația în care metodologia de calcul propusă acolo nu se potrivește cu realitatea dumneavoastră, puteți avea o altă metodologie pe care să o fundamentați, să o puteți susține cu argumente și să o puteți explica. Costurile indirecte trebuie să aveți în vedere că sunt acele costuri care au legătură cu proiectul. Ele este important să aibă legătură cu proiectul. Nu poți considera un cost indirect raportat pe proiect, dacă el nu contribuie cu absolut nimic la atingerea obiectivelor proiectului. De asemenea, în BID o să găsiți și costuri neeligibile. Rugămintea noastră este să le citiți, să le aveți în vedere când faceți bugetul. Vă pot spune de pe acum că leasing-ul operațional nu este eligibil, tocmai pentru că mecanismul de finanțare al proiectului este făcut de așa natură să asigure un flux de numerar pozitiv, iar în ceea ce privește leasing-ul financiar, dobânzile generate de acest sistem de finanțare nu sunt eligibile în proiect și le găsiți aici.